Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, astăzi sărbătorim preasfântul trup și sânge al lui Hristos, trupul Domnului sau Joia Verde, o zi în care suntem chemați să conștientizăm prezența lui Iisus în Euharistie, o legătură pe care o facem astăzi cu Joia Sfântă în Săptămâna Mare, când Iisus, în nespusa sa iubire față de noi, ne-a lăsat trupul și sângele său ca hrană și băutură pentru noi. Astăzi îi mulțumim, îl adorăm, îi arătăm recunoștința noastră și această recunoștință și adorație va culmina duminică atunci când vom face procesiunea solemnă care ne va aduna pe toți împreună, pe toți credincioșii, pentru a arăta venerația deosebită pe care o avem față de acest dar deosebit. Îi cerem iertare pentru neglijența noastră, pentru indiferența cu care tratăm, poate de multe ori, acest mare dar și ne dispunem sufletele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
ce pe pământ, oamenilor de bună voință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Acest sacrament minunat, amintirea pătimirilor tale, fă-ne, te rugăm, să cinstim astfel Sfântul Mister al trupului și sângelui tău, încât să simțim necontinit în noi roadele răscumpărării tale, tu care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectură din Cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a vorbit către popor. Adu-ți aminte de tot drumul pe care Domnul Dumnezeul tău te-a făcut să mergi în acești 40 de ani în pustiu, ca să te umilească și să te încerce, ca să cunoască ce este în inima ta, dacă păzești sau nu poruncile sale. Te-a umilit, te-a lăsat să suferi de foame, apoi te-a hrănit cu mană pe care nu o cunoșteai nici tu și nu o cunoșteau nici părinții tăi, ca să te învețe că nu numai cu pâine trăiește omul, dar că omul trăiește cu tot ceea ce iese din gura Domnului, care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclaviei, care te-a făcut să mergi prin pustiul mare și înfricoșător, cu șerpi veninoși și scorpioni, uscăciune unde nu este apă, care te-a făcut să iasă pentru tine
din stâncă de cremene și care te-a hrănit în pustiu cu mană, pe care nu o cunoșteau părinții tăi, ca să te umilească și să te încerce, ca să-ți facă bine până la sfârșit. Cuvântul Domnului. Laudă-L Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Laudă Ierusalime, pe Domnul Dumnezeul tău. Preamărește-L Ierusalime pe Domnul, laudă-L Sion pe Dumnezeul tău, căci El întărește zăvoarele porților tale, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. Laudă-L pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El își trimite cuvântul pe pământ, cuvântul lui aleargă cu iuțea lămare. Laudă-L Ierusalim, face cunoscut lui Iacob cuvântul său, lui Israel hotărârile și judecățile sale. El n-a făcut așa cu niciun alt neam și nu le-a făcut cunoscute judecățile sale. Din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, potirul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășire cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășire cu trupul lui Hristos? Pentru că este o singură pâine, noi cei mulți suntem un singur trup, căci toți ne împărtășim din aceeași unică pâine. Cuvântul Domnului. Pe Iisus Mântuitorul, viața noastră și Păstorul, cu iubire să-L cinstim, să-I cântăm, să-L preamărim. Slava Lui e atât de mare că nici când n-am fi în stare vrednicește ca să-I dăm cinstea ce I-o datorăm. Azi creștinătatea cântă cea mai mare și mai sfântă, din fântânele de har, taina Sfântului Altar, pâinea vieții, pâinea vie, ce cu atâta bucurie, în iubire de nespus, tuturor ne-o dă Iisus. Inimile să tresalte în cântările înalte, glasul plin, melodios, să răsune bucuros, căci e ziua cea aleasă când Hristos la Sfânta Masă milostiv ne-a dăruit darul cel neprețuit. Cina fără de pereche azi încheie legea veche. Regele preot Iisus jertfă nouă ne-a adus. Ce-a fost vechi de-acum trece, e lumină în noaptea rece. Și ce însemn s-a arătat, e împlinit și adevărat. Ce-a făcut Iisus la cină din porunca Lui divină, veșnic se va repeta într-o amintire a sa. Ca zălog al mântuirii și icoana răstignirii, Domnului vom oferi jertfa sfintei liturghii. Cum ne învață și credința, chipul și-a schimbat ființa. Pâinea trupului Hristos,
vinul sânge prețios. Simțul nu ne lămurește, dar credința ne întărește, cu lumina ei din cer să primim acest mister. Pâinea, vinul țin ascunse lucruri mari și nepătrunse, chipuri ce se osebesc, prin ființă se unesc. Trupul lui Hristos rănește, sângele ne răcorește, dar și în pâine ca și în vin e Hristos întreg de plin. Cine se împărtășește pe Hristos întreg primește. Tot izvorul harului se revarsă în pieptul lui. Și din pâinea aceasta vie, cât ia unul, ia și o mie. Toată lumea de-ar lua, taina sfântă n-ar seca. Însă taina cea măreață nu la toți le împarte viață, ci doar celor ce-o primesc cu un cuget creștinesc. Cei buni iau din ea răsplată, cei răi aspră judecată, căci menirea e schimbat când nevrednic ai luat. Și când pâinea-n părți se frânge, viața nu-i se atinge, o fărâmă de primești, prin puterea ei trăiești. Chipul pâinii se zdrobește, dar Hristos se dăruiește, cu toată ființa sa, prin oricare părticea. Iată pâinea îngerească, hrana în valea pământească, pentru vrednicii creștini, nu de aruncat la câini. În figuri El ni se arată, Isaac cel jertfit de tată, mielul cel nevinovat, mană ce în pustiu s-a dat. Bun păstor, Iisuse bune, ca pe tare oi tu dune spre livezile cerești unde milostiv domnești și la masa ta regească ochii noștri te întâlnească, cu toți să ne veselim, pe vecii ai tăi să fim. Cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus le-a zis iudeilor: Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci. Iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său? Dar Iisus le-a zis: Adevăr, adevăr vă spun, dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi.
Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el. Așa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca aceea pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci. Cuvântul Domnului. Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi, trupul preasfânt și sângele preasfânt al lui Hristos, este foarte veche în biserică, datează din 1264, când Papa Urban al IV-lea instituie această sărbătoare, după mai multe evenimente care s-au verificat și mai ales după o minune, care a avut loc un an înainte la Bolsena, în Italia, un preot care celebra Sfânta Liturghie, dar care avea îndoieli serioase cu privire la prezența reală a lui Hristos după consacrare, după prefacere. La un moment dat ținea ostia în mână consacrată și a văzut că de fapt nu era pâine, ci era o bucată de carne din care curgea sânge. Și din acea bucată de trup, sânge, curgea sângele pe corporal, preotul s-a speriat, după liturghie a încercat să ascundă acel corporal, dar totul s-a aflat. Și Papa Urban al IV-lea a trimis o comisie să verifice dacă cele întâmplate sunt adevărate sau nu și s-a ajuns la concluzia că, într-adevăr, s-a petrecut o minune la Bolsena, atunci când celebra preotul, într-adevăr, pâinea nu mai era pâine, ci o bucată de carne din care curgea sânge și sângele care a rămas imprimat în corporal se păstrează până și astăzi în catedrala din Orvieto. Este o dovadă, un semn a ceea ce noi credem că Iisus este prezent în mod real, sub chipul pâinii și al vinului, este prezent cu trupul și sângele său. Mai ales la Sfânta Liturghie, atunci când preotul rostește cuvintele, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, din acel moment, aparent doar vedem pâinea, aparent vedem doar vinul, dar în realitate noi credem și mărturisim că este cu adevărat trupul lui Hristos și sângele lui Hristos. Această sărbătoare s-a dezvoltat foarte mult și lumea creștină a încercat să arate credința, dar în același timp și recunoștința față de darul atât de mare pe care l-a lăsat Hristos în ajunul pătimirii sale, încât și în evul mediu, dar și până în zilele noastre, poate în situația noastră din România, cu excepția perioadei comuniste, în Joia Verde sau acolo unde nu se poate joia, ci duminica următoare, au loc procesiuni, are loc împodobirea străzilor, lumea se îmbracă în sărbătoare, este entuziasmul copiilor, al tinerilor, al diferitelor asociații și grupuri, care îl poartă pe Hristos pe străzile localităților pentru a arăta că Iisus este cu adevărat prezent, așa cum a promis înainte de înălțare: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Dar mai ales este gestul nostru
pe care îl începem astăzi și care va culmina duminică la procesiunea solemnă, pentru a arăta recunoștința, pentru a-L adora pe Hristos prezent, real, în Sfânta Taină, pentru a recomanda toate preocupările pe care le avem și de aceea acel gest de a-L însoți pe străzile orașului, așa cum și astăzi în multe localități din dieceza noastră și din lumea creștină are loc această procesiune. Dar toate aceste gesturi externe trebuie să fie însoțite totdeauna de conștiința vie a ceea ce este Iisus în Sfânta Taină, a ceea ce reprezintă pentru noi misterul Euharistiei, a ceea ce este Iisus care rămâne în tabernacol. De aceea sărbătoarea de astăzi am putea spune că are un triplu scop, să ne facă mereu mai conștienți de marele dar al acestui sacrament pe care ni l-a lăsat Hristos în Sfânta Euharistie, trupul și sângele Său, apoi să ne facă mai vie și mai convinsă credința noastră în sacramentul Euharistiei, nu numai o credință superficială sau de circumstanță, ci cu adevărat participând la liturghie și trăind momentul prefacerii, să credem și să trăim cu adevărat acest moment. Și în al treilea rând, să exprime sentimentele de recunoștință profundă față de Mântuitorul nostru, care a instituit acest sacrament în noaptea în care era vândut, ca semn al iubirii extreme față de toți oamenii. Iată, această sărbătoare ne oferă atunci o ocazie foarte bună de a ne apropia din nou de misterul Euharistiei și de a medita cu ajutorul textelor pe care le propune sărbătoarea de astăzi câteva aspecte. Este un sacrament atât de mare încât am putea vorbi foarte mult și foarte multe aspecte, dar câteva gânduri care să ne însoțească tocmai pentru a trezi aceste sentimente corespunzătoare față de un dar atât de mare. În prima lectură pe care am ascultat-o din cartea Deuteronomului, am auzit repetându-se două cuvinte, două expresii: amintește-ți, nu uita. Și Moise se referă aici la poporul ales, îndemnând poporul să nu uite de acea ieșire minunată din țara Egiptului, să-și amintească de modul cum Dumnezeu a hrănit acest popor cu mana care a coborât din cer, să nu uite de grija pe care Domnul a avut-o față de poporul ales. A făcut multe lucruri minunate și de aceea datoria oricărui evreu pios era să-și amintească, să facă memorialul, să retrăiască acele momente cu ocazia diferitelor sărbători. La fel și pentru noi sunt valabile aceste atenționări din cartea, din prima lectură. Nu uitați, amintiți-vă, să ne amintim și să nu uităm de faptele minunate pe care le-a săvârșit Dumnezeu pentru mântuirea noastră, care au culminat cu misterul pascal al lui Hristos, adică patima, moartea și învierea Fiului Său. Să ne amintim și să nu uităm niciodată că toate aceste fapte minunate pe care le-a săvârșit Dumnezeu în favoarea noastră și pentru mântuirea noastră își găsesc expresia cea mai înaltă în Euharistie. Numim Euharistia memorialul veșnic, nu numai o amintire istorică, dar o retrăire a tuturor acestor fapte minunate, mai ales atunci când celebrăm Sfânta Liturghie. De aceea Sfântul Toma de Aquino, care a trăit aproape de acest moment al instituirii sărbătorii de astăzi și a scris foarte multe lucruri frumoase și imnuri, antifone, pe care noi le cântăm astăzi, spune că
Euharistia este cea mai mare dintre toate minunile săvârșite de Hristos. Este documentul minunat al iubirii sale imense față de oameni. Euharistia, sacramentul sacramentelor, care cuprinde pe toate, dar care exprimă această iubire deosebită a lui Dumnezeu, care s-a manifestat în Fiul Său, care, iubindu-i pe ai Săi, care erau în lume, până la sfârșit i-a iubit și imediat a instituit Euharistia la cina de taină, arătând că iubirea Sa nu se oprește numai la cenacol, în sala cinei de taină, dar va străbate toate veacurile și va fi semn peren, veșnic, al unei iubiri proaspete a lui Dumnezeu față de noi. La fel și Evanghelia pe care am ascultat-o este pentru noi o cateheză, o învățătură foarte interesantă și potrivită pentru a ne reaminti câteva aspecte legate de Euharistie. O cateheză euharistică făcută prin pana iscusită a Apostolului Ioan, care a scris atât de frumos și sublim despre multe lucruri, dar mai ales parcă aceste pagini își ating un apogeu deosebit în prezentarea gestului lui Iisus de a lăsa trupul Său și sângele Său ca hrană și băutură pentru noi. Apostolul Ioan subliniază în Evanghelie expresia lui Iisus: trupul meu este adevărată hrană și sângele meu este adevărată băutură, nu în sens metaforic, nu în sens simbolic. Iisus spune că ceea ce dăruiește apostolilor în subtipul pâinii și al vinului este adevărată hrană, adevărată băutură. Și în plus, vorbind despre trup și sânge, prin aceste cuvinte vrea să indice totalitatea persoanei, nu numai o parte din Iisus, dar Iisus în totalitate se dăruiește ca hrană și băutură. Iisus se dăruiește apostolilor, dar acest lucru se repetă și pentru noi, deoarece Iisus a spus imediat apostolilor, după ce le-a frânt pâinea și a dat potirul ca să bea, că El se dăruiește mai departe în virtutea acelei promisiuni sau îndemn: faceți aceasta în amintirea mea. Iisus se dăruiește sub tipul pâinii și al vinului în totalitatea ființei sale, umane și divine. Iisus este om Dumnezeu și trebuie să credem că atunci când primim Euharistia, împărtășania, acolo este cuprins Iisus în totalitatea ființei sale, umane și dumnezeiești. Plus, se dăruiește cu trupul Său care va fi jertfit. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, poate mai bine carnea mea pentru viața lumii. Și sângele Său care se va vărsa spre iertarea păcatelor, adică mi se dăruiește în starea sa de victimă, de jertfă care se oferă Tatălui pentru mulți și pentru iertarea păcatelor. Iată, ceea ce s-a petrecut la cenacol, la cina de taină, se repetă de fiecare dată când celebrăm Sfânta Liturghie. Și cuvintele pe care le auzim și poate peste care trecem de multe ori, foarte superficial, ar trebui să ne dea de gândit cel puțin astăzi când ne referim la marele dar pe care Hristos ne l-a lăsat: trupul și sângele Său, sub chipul pâinii și al vinului. Apoi Iisus, vorbind apostolilor, le spune lor, dar ne spune și nouă: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu în el. Adică, prin Euharistie, prin acest dar imens, trupul și sângele Său, se stabilește o unire profundă între Hristos și creștin. Am putea spune mai mult, are loc o interpătrundere adevărată, puternică, reciprocă. Și în virtutea Euharistiei pe care o primim, noi credem că Iisus locuiește în noi, Dumnezeu
om adevărat este în noi și noi suntem în el. Se realizează o transformare continuă, pentru că așa cum noi luăm hrană de toate zilele și acea hrană se transformă în calorii și ne ajută să creștem, să avem putere, să avem tot ceea ce cere o sănătate corespunzătoare, la fel ceea ce primim la Euharistie este o adevărată hrană, adevărată băutură pentru viața sufletului nostru și de aceea credem și știm că Iisus realizează acest lucru, realizează o transformare, o creștere profundă a noastră și din punct de vedere spiritual. Este un mod, atunci când primim Euharistia, ca noi să fim în Hristos și Hristos să fie în noi. Și acest lucru nu numai în momentele frumoase, ci gândindu-ne la Iisus care s-a jertfit și s-a dăruit cu trupul ca jertfă pentru noi, chiar și momentele de jertfă, de suferință, de chemare, de a limita pe Hristos, chiar și în purtarea crucii. Un alt lucru pe care îl sublinează Apostolul Ioan, vorbind despre Euharistie și împrumutând cuvintele lui Iisus, spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Cine mănâncă această pâine, spune Iisus în alt loc, va trăi în veci. Ceea ce înseamnă că primindu-L pe Iisus în Euharistie, devenim părtași deja pe acest pământ de viața sa divină. Mâncând Euharistia, primind trupul și sângele lui Hristos, noi primim această chezășie a vieții veșnice. Și trupul aparent care slăbește, îmbătrânește, apoi moare, primește totuși această sevă a vieții veșnice și de aceea Hristos spune: chiar dacă cineva moare, va trăi în veci, pentru că s-a hrănit cu această pâine a vieții veșnice. Cel care va mânca din mine va trăi prin mine, spune Iisus, adică va trăi viața divină pe care El o comunică. Dumnezeu adevărat, care vine la noi și ne dăruiește viața sa dumnezească. Și într-un alt loc, pentru a întări acest adevăr, tot Iisus spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, îl voi învia în ziua de apoi. Este o promisiune a lui Iisus pentru cei care se apropie de Euharistie, cei care mănâncă, primesc cu vrednicie trupul și sângele lui Hristos. Și într-adevăr, cine se hrănește din Euharistie va participa și în trupul său muritor la gloria lui Hristos, cel înviat. Avem această credință și dacă Iisus ne spune, dacă Iisus ne făgăduiește acest lucru, trebuie să ținem ca adevărat, un adevăr de credință. Într-un mod atât de solemn și concis, Sfântul Toma exprimă realitatea și roadele Euharistiei cu o antifonă cunoscută pe care, sigur, o recităm și în limba latină, dar care, în traducere, ar suna: o sfânt banchet în care este primit Hristos. Ne amintim de pătimirea sa, mintea este umplută cu har și ne este dată garanția gloriei viitoare. Și tot Sfântul Toma conclude într-un comentariu al său care este pus în breviarul pentru ziua de astăzi, la lectura a doua, pe care noi preoții o recităm, spunând: niciun sacrament nu este mai mântuitor decât acesta. Prin el, prin acest sacrament, sunt șterse păcatele, cresc virtuțile, iar sufletul este copleșit cu toate darurile spirituale. În biserică, spune Sfântul Toma, Euharistia este oferită pentru vii și pentru morți, ca să le fie tuturor de folos, fiind instituită pentru mântuirea tuturor. Iată, iubiți credincioși, doar câteva adevăruri care încearcă să ne stimuleze mai mult, să avem o credință conștientă în
misterul Euharistiei, misterul trupului și sângelui lui Hristos și apoi cu aceste roade minunate pentru viața noastră creștină. Și în lectura a doua pe care am citit-o din Sfântul Apostol Paul, din capitolul 11 din scrisoarea către Corinteni, Paul evidențiază că Euharistia ne pune în comuniune, în legătură cu Hristos. Spune, potirul aducerii de mulțumire pe care îl binecuvântăm, nu este el oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Și pâinea pe care o frângem, nu este ea oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Trup și sânge, o repet, indică totalitatea persoanei, adică vrea să ne spună că în Euharistie Iisus este real, prezent, cu ființa sa umană și divină și prin ea intrăm în comuniune cu El, adică împărtășania ne identifică cu Cel pe care noi îl primim. Dar Apostolul adaugă un lucru foarte important și anume că Euharistia este izvor de comuniune, nu numai cu Hristos, dar cu toți frații de aceeași credință. Este izvor al unității bisericii. Euharistia face biserica. Acolo unde este Euharistie, este și biserica. Și acolo unde este biserica, trebuie să fie și Euharistia. Spune Sfântul Apostol Paul, noi cei mulți formăm un singur trup, pentru că este o singură pâine, iar noi toți ne împărtășim din aceeași pâine. De aici înțelegem importanța acestei comuniuni și a sentimentelor cu adevărat creștine care trebuie să ne însuflețească la participare la Sfânta Liturghie și mai ales la primirea Sfintei Împărtășanii. Comunitatea creștină se construiește în mod esențial în jurul Euharistiei, participând la liturghie, participând regulat la liturghia duminicală. Viața noastră se alimentează și crește în contact cu Hristos din Euharistie și de aici invitația ca participând la banchetul euharistic, la liturghie, să ne apropiem de acest banchet, să mâncăm trupul lui Iisus și să ne potolim setea cu sângele Său. Și într-un alt loc, Sfântul Apostol Paul, pentru a completa acest îndemn al său atât de important pentru noi, ne dă un avertisment foarte grav. Cine mănâncă pâinea și bea potirul Domnului în mod nevrednic, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. De aceea, omul să se cerceteze și astfel să mănânce din pâine și să bea din potir. Cine mănâncă și bea nesocotind trupul, își mănâncă și își bea propria condamnare. Sigur că înțelegem de aici importanța de a ne pregăti pentru un asemenea moment în care primim darul cel mai mare pe care Iisus ni l-a lăsat, trupul și sângele Său. Să fim de aceea conștienți de darul imens pe care îl propune Euharistia, să nu o neglijăm și mai ales să nu o tratăm cu ușurătate, să ne hrănim frecvent cu acest sacrament, să ne împărtășim frecvent, nu din obișnuință, dar să ne apropiem mereu de Euharistie cu cele mai bune sentimente sufletești, adică credință vie, dorință arzătoare, cu sufletul în starea de har, cu angajarea voinței de a face proprii sentimentele și gândurile lui Iisus. Sunt nenumărate exemplele care ne vorbesc despre Evlavia și despre modul în care Sfinții au tratat Euharistia și aș vrea să mă refer doar la un exemplu mai proaspăt pentru noi, fericitul nostru martir Anton Durcovici, care a dat și o scrisoare pastorală legată de Euharistie și, pe bună dreptate, Papa Francisc îl numește Apostolul Euharistiei, dar mai ales gestul său, de care amintesc cei care au fost împreună în închisoare,
un gest pe care mai mulți deținuți în timpurile persecuției comuniste l-au repetat în închisoare. Odată a primit o pâine în închisoare, episcopul nostru martir, și a fost ocazia cea mai bună pentru a se pregăti în vederea celebrării unei sfinte liturghii. Vinul pe care l-au folosit, pe care îl folosea, era un vin tonic, într-o mică sticluță pe care l-a primit ca medicament, dar care avea condițiile unui vin adevărat și de aceea deținuții din acea celulă, fără să aibă altar, fără să aibă sfeșnice, fără să aibă odăjdi, fără să aibă un potir, ci într-o palmă au pus câteva picături de vin tonic, o bucată de pâine care stătea alături și rostind cuvintele prefacerii, acei condamnați au fost întăriți și au răbdat. Au răbdat toate chinurile, toate persecuțiile, iar credința lor și iubirea lor față de Hristos au rămas nealterate. Euharistia face minuni. Euharistia întărește chiar și în momentele grele. Și asemenea gesturi, spuneam, s-au repetat cu foarte mulți care au făcut pușcărie pentru credință, mai ales preoții care au profitat de asemenea momente, de altele un episcop care povestește că din toamnă, având posibilitatea să găsească câteva bobițe de struguri, le-a strâns cu mare grijă, a făcut câteva picături de vin pentru ca, la un moment dat, să poată celebra Sfânta Liturghie. Ne-am avea și noi o dorință foarte mare de a trăi alături de Iisus sau lângă Iisus Euharisticul și mai ales să profităm de faptul că El zilnic coboară pe altarele noastre și ni se dăruiește cu trupul Său și sângele Său ca adevărată hrană și adevărată băutură pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților, să ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină, în noaptea în care era dat în mâinile dușmanilor, a instituit jertfa euharistică a trupului și sângelui său pentru a perpetua de-a lungul veacurilor jertfa crucii până la doua sa venire și pentru a rămâne cu ai săi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Doamne Iisuse Hristoase, prezent în Sfântul Sacrament al altarului, arată tot mai mult în viața Bisericii
că prezența ta euharistică este semnul unității și legătura de iubire dintre toți credincioșii. Te rugăm, ascultă-ne. Dă-le preoților harul ca oferind jertfa Sfintei Liturghii, victima fără pată, să-și ofere propria lor ființă în slujirea ta și a fraților lor. Dă-le credincioșilor harul ca trăind unitate de iubire cu tine și între ei, în jurul altarului să fie zi de zi, făuritor de dreptate și de pace. Unește-i pe toți creștinii în adorarea prezenței tale în Euharistie. Întărește pe cei care suferă cu trupul sau cu sufletul și atrage pe toți la cunoașterea adevărului prin puterea prezenței tale în Euharistie. Dăruiește celor aflați în agonie harul de a pleca din această lume întăriți cu pâinea vieții veșnice, garanție a învierii glorioase. Dumnezeule, care hrănești necontinuit biserica cu taina trupului și sângelui prețios al Fiului Tău, dă-ne, te rugăm, harul să aflăm pururi bucuria în contemplarea și împlinirea ei, prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să-i dăruiești cu bunătate bisericii tale unitatea și pacea, pe care le semnifică în mod tainic darurile oferite pe altar prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos.
El, adevăratul și veșnicul preot, a orânduit o jertfă veșnică, oferindu-se pe sine însuși ca victimă pentru mântuirea noastră și poruncindu-ne și nouă să aducem aceea jertfă în amintirea sa. Trupul lui jertfit pentru noi, când îl mâncăm, ne întărește. Sângele lui vărsat pentru noi, când îl bem, ne curăță. De aceea, cu toți îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, îți înălțăm imnul de laudă, cântând fără încetare. Adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numărul Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care l-a vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând
Așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francesc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cine mântuiește de cel rău? Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mâinile veșnice. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn de pace.
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne dăruiești harul de a ne bucura pe deplin în veșnicie de dumnezeirea Ta, pentru că primirea trupului și sângelui Tău prețios este în viața pământească, tainica pregustare a acestei bucurii Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Vreau să reamintesc doar modificarea de program care intervine duminică. Procesiunea pentru Joia Verde va fi seara la liturghia de la ora 17. Deci, din cele două liturghii de seară, va fi una singură la ora 17 și în jurul orei 18:10 vom porni procesiune. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Marea Dumnezeu, iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Ca să ne faci un vrei și de făgăduințele de Hristos. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru că noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să ne la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mi sfârșit, păzește-mă, păzește-mă și ocrânește-mă pe mine, care sunt încredințați ție. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.